Astăzi, la Colegiul Național Economic Teodor Costescu a avut loc premiera elevilor care s-au clasat pe primele locuri la concursul de cultură și educație financiar-contabilă. Acesta este sprijinit de Corpul Experților Contabili și contabili autorizați din România, prin intermediul cărora elevii au fost recompensați cu premii pe măsura rezultatelor. Astăzi, elevii Colegiului Național Economic Teodor Costescu au fost premiați pentru rezultatele obținute în cadrul concursului de cultură și educație financiar-contabilă. Prima etapă a acestui concurs s-a desfășurat la Colegiul Național Economic Teodor Costescu, fiind un concurs aflat pe calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare avizate de Ministerul Educației. De asemenea, elevii care au participat și au obținut rezultate excepționale au fost susținuți de Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România, care au oferit recompense semnificative pentru cei clasați pe primul, al doilea și al treilea loc, dar și pentru elevul care a reușit să obțină mențiunea. Astăzi, în cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu, are loc premierea elevilor care au participat la concursul de cultură și educație financiar-contabilă, concurs aflat în calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare ale Ministerului Educației, sprijinit de către CECAR, Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România și organizat în cadrul unității noastre școlare. Concursul este la prima etapă, dar urmează pe 16 iunie și etapa națională la București și sperăm ca acest concurs să devină o tradiție. Foarte important este faptul că elevii premiați sunt premiați atât cu diplome, cât și cu bani de către CECAR, Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România, ceea ce aduce un plus acestui concurs și face ca elevii să fie foarte, foarte interesați de astfel de concursuri. Pe lângă diplomele acordate, elevii au primit anumite sume de bani drept recompense pentru eforturile depuse. Astfel, pentru primul loc a fost acordată drept premiu suma de 700 de lei, al doilea loc fiind recompensat cu suma de 500 de lei, pentru premiul 3 s-au acordat 300 de lei, iar mențiunea a fost recompensată cu 200 de lei. Detaliile au constat în acordarea de 3 premii, premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiune. Mențiunea a fost una singură, pentru că ăsta e regulamentul de organizare al acestui concurs de participare într-un procent de 15% din numărul de elevi participanți la concurs. Deci 9 elevi au participat, 4 au fost premiați, 9 ori 15%, asta a însemnat o acordare a unei mențiuni. Premiile au constat în acordarea, premiul 1, o recompensă în 700 de lei, premiul 2, 500 de lei, premiul 3, al 3-lea, 300 și mențiunea 200 de lei, bani care au fost acordați din partea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Așa cum am spus, reprezint Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, filiala Mehedinți, și mă bucur că, mai ales că eu sunt și absolvent al acestui liceu și așa cum am discutat conducerea Colegiului acum Național Economic Teodor Costescu, vom avea mult mai multe astfel de activități cu aplicabilitate în partea practică, în aducerea copiilor în cabinetele noastre, la sediul Corpului Experților Contabili și la cabinetele colegilor noștri. Elevii au fost foarte bucuroși că au fost recompensați în acest fel pentru rezultatele obținute, pentru care au muncit foarte mult. O experiență foarte plăcută. A fost un concurs de cultură și educație financiar-contabilă. A costat un test grile de 30 de întrebări și o aplicație practică cu ajutorul programului SAGA. Este primul an când se desfășoară. Și iar etapa națională se va desfășura pe 16 iunie la București. Concursul a constat într-o probă teoretică, unde elevii au primit 30 de întrebări de tip grilă, dar și o probă practică creată prin intermediul programului SAGA. Spune-mi cum s-a desfășurat această etapă. Această etapă s-a desfășurat și a constat printr-un examen teoretic cu din forma din 30 de întrebări și un examen practic care a fost făcut pe calculator prin programul SAGA-C. Cât timp te-ai pregătit?
În jur de 2 săptămâni a fost timpul destul de scurt pentru că nu am știut de existența acestui concurs, fiind prima etapă. Concursurile de acest fel sunt menite să încurajeze elevii care au ales colegiul economic să se documenteze în acest domeniu pentru a fi cât mai pregătiți în viitor. Recompensa pe care aceștia au primit-o pentru munca depusă i-a motivat atât pe cei care au obținut premii, cât și pe cei care nu au reușit să se documenteze, să învețe și să se perfecționeze, toate eforturile lor fiind răsplătite.